Hei, Fotofabrica! Fraților, dacă sunteți la început de drum în fotografie, cel mai probabil nu ardeți cu blițuri externe, fotomodele, asistenți și alte fițe. Probabil că cele mai obișnuite situații cu care vă veți întâlni sunt fotografiile din concedii, plimbări, ieșiri cu prietenii. Să presupunem că ți-ai scos gagica la Sinaia și vrei să o impresionezi cu noua ta sculă și cât de bine știi să o folosești. Crezi că o să fie dată pe spate de câți megapixele are camera ta? Nu! Poze asta îți trebuie, frate. Așa că va trebui să te pui pe treabă și să produci un peisaj mișto, ceva finuț care să sugereze sufletul tău sensibil de artist. Din fericire, ai dat peste filmul ăsta la timp, așa că situația e salvată. Primul lucru de care trebuie să ții cont este linia orizontului. Pentru peisaje, linia orizontului trebuie să fie întotdeauna dreaptă. O fotografie înclinată poate avea un aspect neplăcut. De multe ori, privitorul fie va înclina inconștient capul pentru a îndrepta orizontul, fie va urmări linia orizontului în sensul înclinației. În orice caz, linia orizontului trebuie să fie dreaptă. Aproape toate aparatele au diverse soluții pentru a te ajuta să ții linia orizontului cât mai dreaptă, fie că sunt linii de ghidare în vizor, fie un boloboc electronic. Evident, nu ești tu genul care să facă poze cu floricele sau cine știe ce detalii drăguțe. Vrei peisaje să fie drepte și cât mai clare, așa că ține minte să folosești o diafragmă cât mai închisă. Dacă ți este tremurată, înseamnă că nu e suficientă lumină și timpul de expunere e prea lung. Nu intra în panică, pune jucăria pe un trepied și nu o să mai ai probleme. Ca să fii absolut sigur că te place fata, apasă butonul din josul ecranului în dreapta pe care scrie abonare și urmărește obsesiv toate filmele noastre. Săptămâna viitoare o să-ți povestim cum să înclini imaginile ca să semene cu sufletul tău duios. Până atunci, salutare și lumină bună!